E o lansare. Deci acum să fie de mine împărții o dezbatere. Pentru că sunt studente de interes mare, pentru a fi o dezbatere. Sunt, dincolo de cele care din teologii și în mod special părinții de Galeriu, sunt probleme de geopolitică, geografie militară. Problema este Dobrogea. Atenție. Mihai Vinescu, atenție. Am și trecut acolo în discuție. Aceea vor fi discuții despre Părinte Galeriu de vreme. În mod special, s-a creat și un tom aniversar, era vorba de 100 de ani de la naștere. Sunt volume scoase în timpul pandemiei, sau realizate în timpul acela, publicate pe rupe toate, în 2020 în vară. Deci, iată, 2021 în vară. Deci, cu mare întârziere, asta a fost situația. O carte care se leagă de acreditarea generalului, acreditarea deosebită a generalului Titu Scâmpea, foarte bun diplomat militar, poate cel mai bun din operarea interbelică și în toate timpurile, va fi și aceasta o problemă în atenția noastră. Bineînțeles că există și alte aspecte foarte interesante, apropo de Bisericile Mate din București, volumul 15 din 4, de fapt, un volum. Este o analiză făcută foarte bine, rece, științifică, de Radu Giurceanu și colaborator, Octavian Rosche, Daniel Barbu, soția sa, care e decedată, care e adormită la Domnul. Am avut și acolo contribuție anume, nu o spun care este, dacă va fi nevoie o să spun. Sunt personalități de seamă ale culturii teologice românești, Nichifor Cairi și Nitolo Banțu, două figuri mari, de care încă parcă ne frică să vorbim. Ne ascundă din păpălărie singur. Sunt figuri care reprezintă cu cinste neamul acesta și biserica și poporul român. Așa că și despre aceștia în câteva rânduri vom putea vorbe. Rândurile sunt în cărțile. Nu o să fie, să nu vă supărați, exemplare suficiente, pentru că a fost un tiraj foarte restrâns. Am dat la editori, am dat la cei care au scris, la bibliotecile mari din România, cele din București, în mod special, și pe aceea celălalt, inclusiv din Constanța. Așa că, cum ne putem vedea, auzi, întrebările vor fi puse, că sunt legate de programul care este înscris aici, în acest afiș. Și așteptăm și răspunsurile. O să încercăm să abordăm cât mai mult din fiecare. Nu știu cum o să împărțim timpul. Am primit o indicație, pot să-i spun indicație, la domnul director Marcel Boroș, și că de-aia trebuia să ne centralizăm pe niște teme foarte exacte, că este o chestie așa mai, n-am spus în suvarză, zic eu varză. În varză o să o facem ca să fie, o să o facem ca să fie pe înțeles. Sunt lucruri care nu se spun. Avem aici experți de gradul 0 și o să vă spun, părintele, în Benatul Pentas nu mai vă prezint, că mi-e rușit lucrul să o prezint eu pe Benatul. Dar prezint eu pe părintele Roză Dogă, care este educist foarte bun, profesor de la noi la facultate, conducător de doctorat și care a lucrat cu părinte Galeriu. Eu n-am lucrat cu părinte Galeriu, dar am fost, nu botezat, copilul a botezat, dar ne-a culunat părinte Galeriu. Asta e o mică paranteză. Am mai spus-o și când a fost o prezentare aici la lansare de carte, în alt context, cu, aici în Curtea Brâncurească, nu la Hotel Dorna. Aici avem pe domnul profesor, diplomat și expert de gradul 0 pe Ucraina și pe spațiul acesta de răsărit, o să spun și sud-est, dar mai ales de răsărit, dar ne va vorbi și despre probleme care sunt înscrise în volumul 14, despre cel 14, apropo de războiul de independență și recuperarea Dobrogei, în care, mă rog, am creat și noi câtva acolo la problema asta. Primul război mondial și recuperarea și România Mare erau niște capitole în acest tom, Corpus Padmos, numărul 14. Și bineînțeles, ne vom opri și zic eu, bine ar fi să ne concentrăm și pe ce se întâmplă astăzi în Europa și în lume din această Ucraina. Mică, mare, cum este, nu știu. Unii o ori mai mare, unii o ori mai mică, nu știu. Mai mare cred că nu se poate. Da, și nu las în ultimul rând pe domn profesor Florin Duțu, care va vorbi despre Nichifor Crainic. Încă o dată, deci omul a lucrat foarte mult pe documente, a lucrat cu familia sa, mă vedea foarte, foarte aproape de casa unde stau eu la Cintru, sunt la mine din București, o figură sacră, pot să spun, a teologiei românești, care am uitat, care a fost condamnat fără act de condamnare, de soția lui Silviu Lucan, în 1947. Și a stat în mușcărie degeaba, fără act, deci fără hotărâre judecătorească, 15 ani. O figură de care Părintele Seminarului îmi spunea sincer și de asta vreau să fac aici, după aceea intrăm în subiecte. A fost unul din mentorii Părintelui Dumitru Stăniloae. Mi-a spus-o personal. Trei oameni m-au făcut pe mine mare. Unul, Mitropolitul Nicolae Bălan, n-are rost acum să vă fac o biografie a Părintelui Stăniloae,
Doi, aceste enclave care m-a introdus în cultura, cultura românească și, în mod special, cea din Ardeal, din Transilvania, care era o flacără vie pentru poporul român, pentru România, în perioada interbelică. Și trei, era un personal la departamentul Cotor, mă rog, așa cum era letrist, dar care l-a făcut pe părintele să se publice enorm în anii comunismului. A fost cel mai productiv și cel mai bine, cel mai select personaj, personalitate, corect spus, din cultura teologică românească ortodoxă. Și nu numai la noi, și probabil la nivel global, la nivel internațional. De aceea vă spun că avem multe. Nicu Cainic e și partea politică, și partea religioasă, și partea culturală, care e de excepție, unde un Radu Gire este ucenicul Nicolae Nichifor Cainic. Puțin știu treaba asta. Și noi nu avem curajul să mergem pe undeva pe unde are o seminte la Sfânta Vineri, de care vă spuneam, sau pe unde are monumente, pe unde s-a născut el, pe zona de craniță Teolobrancu Giurgiu. Trebuie să ne apreciem aceste valori ca să putem să știm că suntem români, că ne putem renaște, să devenim o țară puternică, un popor drept credincios, vizibil în Europa și în întreaga lume. Dar prin ce? Prin a recunoaște aceste valori pe care poporul român le-a avut în decursul timpului, cel puțin pentru cele aproape 200 de ani de care noi vorbim acum. Mai mult o să spun că nu are rost. Ne oprim aici. Acum, în altul, eu îl aș ruga, în mod special, pentru că este prima parte și asta m-aș taxa, despre Eminescu și Dobrogea. Eu, un om, ceea ce sunt cu rezerve, sunt pentru cei care vor prezida aici și vor vorbi, și încă câțiva din dumneavoastră, deci nu am așa numere, dar este vorba de opera politică al Mihai Eminescu și cum a simțit acest mare geniu al neamului românesc, de fapt, este number one pe tema. El este simbolul culturii românești, cred că ați știți dumneavoastră cu toții. A avut simțul, inclusiv politic, la asta mă refer, ca să știe ce e Dobrogea pentru România. Politicienii la București, în alta ziua voastră, PNL era atunci, mă rog, și eu am legătură cu zona asta și familia mea, dar asta e altă problemă. Deci nu a vrut Dobrogea. Și alți oameni politici, și conservatorii, și cei din vremea aceea, este Dobrogea, dar nu e a noastră, este departe, noi vrem Basarabia integrală. Știți că Basarabia a fost pierdută în urma, a fost vreo 12 intervenții țariste, rusești, sovietice, pe la noi, și a fost pierdută la 1812 începând. Încet, încet, poate vă spun mai multe părintele, domn profesor Ion Constantin. Dar în 78 a fost această revenire și Eminescu o admiră, o aprecia, și spune ce înseamnă Dobrogea pentru România. Și despre geniul acesta, marele Eminescu, un cuvânt, două, trei, cât vrea n-ar prea simțit-o, să ne spună, pentru că chiar că am primit cu a fost un mare om de presă, acum sar de la una alta, în 1997 a scos o carte, puțin și despre un vesel religios al Mihai Eminescu, cu domnul profesor Gheorghe Vlăduțescu și cu un alt profesor de la București, Aurel Petrescu, de la Universitatea din București, ca să scoate în evidență valoarea lui religioasă. Până atunci, știți, vreodată comunistă, Eminescu era un ateu. Aia cu proletarul, cu nu știu ce, nu știam despre ce vorba. Realitatea este că a fost un om cu frică de Dumnezeu. Fiecare a avut greșelile noastre în viața noastră, dar a avut pentru țara aceasta, pentru Biserica Ortodoxă Română, o mare, mare, mare dragoste. Asta e o altă problemă. În altă asinția voastră. Eu încep. Da. Despre Eminescu și Dobrogea. Sau Eminescu.